Eu am propus să le dăm o pauză copiilor până când împodobim bratul, că ei n-au răbdare să stea cu noi la discuții și eu mi-am propus astăzi să discut mai mult cu voi, pentru că vreau să vă întreb și cum ați ajuns să faceți politică. La Gabi se mai știe, dar la dumneavoastră, cum ați ajuns de pe mare în politică? Îmi propusesem să nu mă prindă 40 de ani pe mare. De ce? Pentru că mi-am spus, dacă voi ajunge la vârsta de 40 de ani, probabil că voi ajunge la pensie. Îmi va fi mai greu ca să mă opresc din meseria de navigator. Câștigați bine atunci când erați pe mare? Aveam 5.000 de dolari pe lună, 1990 și 5, 96. Bani mulți pentru România. Erau 5.000 de dolari pe care îi câștigam oficial. Mai câștigam și alți bani, fiind o fire întreprinzătoare și neliniștită. Adică ce făceați? Îți scrieți probleme din punct de vedere politic? Că nu mai știu, îmi este teamă să mai spun pentru adică faptul că... Adică schimbă vorba, cam asta vrea păi să nu, spună, dar, dar știi ce se... stă bine am cu... Am început să trăiesc teroarea de drumul ăla. Nu vă certați acum pe căciulare, două. Am început să trăiesc teroarea, mai ales stă în ultima vreme, când îmi spune, nu trebuia să spui așa ceva. Am spus, copiii au fost speriați. De ce ai făcut o asemenea afirmație? Nu, ai grijă. Așa pentru sunt soțiile că... și călitoare, unele dintre ele. Regret foarte puțin din ceea ce am spus în ultima vreme și mai ales în vara aceasta. Foarte puțin. Din ce făceam bani? Din orice. În viața mea n-am făcut 5 lucruri. Cei care mă știu, n-am să spun pe prima, pe a doua, pe a treia, pe a patra și a cincea n-am băgat mâna în buzunar la nimeni. Absolut la nimeni. Niciodată. Nici măcar în mâna concetățenilor mei. În buzunarul concetățenilor mei. Dacă am în cei 23 de ani de primărie, dacă am făcut multe greșeli, le-am făcut fără ca eu să fiu, să conștientizez. Păi și dacă vă mergea atât de bine pe mare și câștigați atâția bani, mulți, foarte mult pentru vremea aceea. Da. Ce v-a făcut să faceți politică? Veneam acasă la 3 luni de zile între 30 și 50 de mii de dolari. Aveam cei doi băieți mari care cel mare avea 13 ani și cel mic 11 ani, diferență de un an și 8 luni între ei. Și îmi doream să mă întorc acasă ca să stau alături de ei. De ce? Pentru că având tatăl navigator, se mai certau cu copiii, mai băteau un copil, un vecin îl mai lua tatăl care de ureche, se iapă. Nu era tata acasă. Și lucrul ăsta m-a făcut să sufăr, mă făcea să sufăr foarte mult. Îmi doream să fiu acasă. Aveam un prieten, un amic, care avea o funcție politică, nu-i voi spune numele acum, și el mă tot... Persoană cunoscută. Da. Și mă tot suna, vorbeam măcar la cu ce el, partid puteți să spuneți? PNL, pentru că eu m-am înscris pe 12 ianuarie 1990. M-am înscris în Partidul Național Liberal. Cum m-am înscris? Ca și Victor Ponta? Vă explic imediat cum m-am înscris. Nu că Victor... Dacă el s-a înscris... Așa mă spune lumea, că okay. În prima fază a fost pe la PNL. Eu m-am înscris pe 12 ianuarie 1990, am venit din voiaj, chiar în ziua în care președintele României de atunci, Nicolae Ceaușescu, a plecat cu elicopterul, pentru că am mers la poșta din port, să dau telefon și eu am crezut... Unde erați? În portul Constanța. La Constanța. Venisem din voiaj. De unde veniseți? Pe vremea aceea făceam linie Constanța, Salonic, treceam Pireu, treceam canalul Corint, Egion,
un port mic din Grecia, Rotterdam, Felixstowe, Anglia, Anver, ne întorceam înapoi la Pireu, Izmir în Turcia, Constanța 31 de zile. Toate aceste porturi le făceam. Cum era viața pe navă? Marinarii sunt oameni pe care nu i-a mai înghițit pământul. Din câte meserii sunt pe pământ? Câți oameni aveați în sport? Cameraman, om de presă, medic, șofer, ei au plecat pe mare. Deci nu i-a mai înghițit pământul. Câți oameni aveați în subordine? La Revoluție eram ofițer 2. Pe nava în care eu navigam atunci erau în jur de 25 de oameni. De obicei, pe o navă, dacă nu este pasager, dacă nu este o navă Tibro-Ro care mai transportă mașini, în jur de 400 de mașini, tiruri, sunt în jur de 50 de membri în echipaj. Vă spuneam că marinarii sunt oameni pe care nu i-a mai înghițit pământul. Din câte meserii sunt pe pământ, i-au plecat pe mare. Sunt oameni foarte chinuiți. Eu aș spune tot atât de chinui, puțin mai chinuiți decât minerii. Acel prieten îmi tot spunea: Florină, vină, uite, nu se terminaseră cei 15.000 de specialiști, vă aduceți aminte. Eu consider că am fost al 15.000-lea unul specialist. Dar să vă spun de ce m-am înscris în PNL. Am ajuns acasă, am venit la familie și am plecat în oraș. Eram îmbrăcat într-un Alain Delon pe care mi-l cumpărasem de la Rotterdam. Era într-un scurt și la lângă Sela Romană m-am retras undeva în dreapta și treceau coloană de mulțime către piața Victoriei. Atunci când s-a lansat ce a făcut în ultimii 5 ani. Am dat telefon acasă, mi-a spus să iau niște pâine. Aveam o pungă cu pâine pe care o țineam în spate. Și haideți cu noi, la care unul din mulțime zice: nu, ce să vină, mă, tu nu vezi că ăla are față de securist. Pe vremea aia, dacă spunea unul, te mai și lua la, adică la omor. Și am pus pâinea cu pungă, e un gard acolo, era pe vremea un gard din fier forjat. Am mers și o mulțime, a fost primul meeting la care am luat parte. Întorcându-mă către casă, am ajuns în dreptul, ca să ajung la Sfântul Gheorghe, Partidul Național Liberal. Sincer să fiu, nu știam nimic de Partidul Național Liberal sau de alte partide istorice. Spre rușinea mea. Dar suna frumos Partidul Național. Cu viața întreagă mi-am dorit să fiu liber. Și am mers. Am urcat la etajul 1. M-am înscris. Când m-au întrebat ce sunt și le-am spus că sunt ofițeri. Cum nu neofițeri? Nu mi-a zis, sunt ofițeri de marină. M-au scris, mi-au zis să mă ocup de voluntari. Eu am plecat în voiaj, mi-am pus de treburile mele. Când veneam din voiaj, mă întâlneam cu câțiva prieteni care vă cunoșteați atunci cu Traian Băsescu? Da. Și el era deja în politică atunci? Nu. 12 ianuarie 90. A, 90. Nu. 12 ianuarie 90, nu. Și am început să navig. Am navigat, v-am spus, până în 1997, 7 ani, încă 7 ani de zile, 6 ani înainte din 84 când am terminat Academia Navală și m-am gândit că este bine să mă ocup de copii, să vin să stau cu copiii acasă. Am venit din voiaj, m-a convins respectivul prieten, am mers, am dat examen la OPC, se înființa OPC-ul ILFO, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor. Mi-a spus aia, mergi și doar așa, un examen formal. Încă de pe atunci era? Stai să vă spun, așa mi s-a spus. M-au picat. Dar ce treabă aveați cu OPC-ul? Adică pregătirea era cu totul alta. Era și încă de atunci era cu pe criterii politice? Dacă era un examen
mi s-a dat o tematică să învăț legislație. M-au picat din prima. Era, știți că erau PD-ul, PNL-ul, PNTCD-ul. M-a provocat tare mult, m-am supărat rău de tot. Mai aveam două luni de stat acasă. Stăteam trei luni acasă, trei luni plecat. M-am apucat de citit, serios. M-am prezentat la examen. Cred că am luat 8 la scris. Și la ora l-am luat mai mult. Am luat examenul. Am fost director ajun la București, la OPC. S-a înființat în 98, în ianuarie, OPC-ul Ilfov, unde am fost primul director, am format echipa acolo, iar șeful OPC-ului, secretarul de stat, care era în Consiliul de Administrație al FPS-ului pe țară, uitându-se pe CV-ul directorului de la Ilfov și văzând că e comandant de navă și că a navigat 13 ani, m-a chemat la dânsul. Eu atunci, pe vremea aia, n-a spune că acum nu sunt, crescut în instituții militare, m-am prezentat în poziția de drept, m-am prezentat în fața ministrului. Acum nu prea mai ordonați. Stați în poziția de drept, în fața nimănui. Poate doar în fața albinuței. Culmea, pentru cei care nu știu, în fața albinuței stau numai în poziția de drept. Și m-a prezentat la dânsul și îmi spune, domnule director, am văzut că sunteți comandant de navă și când sunt ședințele FPS-ului și se discută de flotă, domne, ne ia somnul. N-ați vrea să mergeți într-un consiliu de administrație să-mi spuneți și mie ce se întâmplă acolo? Și am spus, domnule ministru, permite să raportez. Asta te-am numai în poziție de drept. Dânsul, te rog, fii mai lejer, ia loc, m-a invitat. Dânsul era civil. Foarte greu mi-am intrat în ritmul ăsta de viața dintr-o parte în alta și am ajuns, m-a luat de mână, m-a dus în biroul directorului județelor FPS-ului, Valentin Vâclea, cred că se numea. I-a zis, eu sunt PD, dânsul este liberal, dumneavoastră sunteți țărăniți, vă rog frumos ascultați-l și dacă găsiți de cuvință, îl numiți într-un consiliu de administrație la flotă. Flota se împărțise în trei companii. Am stat de vorbă vreo două ore cu dumneavoastră, zice că trebuie neapărat să merge și m-au trimis la o companie Romline. După trei luni de zile m-au numit la Petromin, de unde mi-au distrus existența. De ce? În AGA, pentru că în momentul în care a început flota, m-au băgat în dosarul flota. S-a vândut sau nu flota? S-a și vândut flota. Am un doctorat pentru că am un doctorat pe care nu l-au găsit că este plagiat în flotă. Coordonatele juridice și... Atunci l-ați întâlnit pe Băsescu în perioada aceea? Nu, n-am întâlnit. Nu. Domnul comandant era deci, ministrul transportului. Domnul comandant? Întotdeauna i-am spus domnul comandant. Profesional. Întotdeauna i-am spus domnul comandant și am spus-o și o repet. Eu niciodată nu abandonez îmi abandonez amici, cunoștințe și mai ales oameni care pentru mine au reprezentat ceva. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere profesional, a fost comandantul pe care eu mi-am dorit să ajung ca el. Din deci punct a fost de vedere, un model din punct de vedere din profesional. Punct de vedere profesional, tot timpul. Soția mea mă înțeapă cu furca, cu sabia. Păi dacă a spus la televizor. Da, că am spus. A fost reper profesional. Da. Într-un imens scandal politic. În momentul în care dumnealui a spus că poate e posibil mai acasă. Să nu-și mai găsească soțul acasă, eu am spus atunci că asta e. Cum am plecat pe mare, pot să plec oriunde și nu hotărăsc oamenii. Hotărăște bunul Dumnezeu. Asta este clar. Dar sunt surprins că o asemenea declarație, eu am luat-o ca pe o declarație politică,
făcută de domnul Coman Băsescu. A fost o răutate, n-a fost o declarație politică. Se apropie Crăciunul. Și a fost o amenințare, n-a fost okay. Declarație politică. Ok. Deci eu nu mă dezic de oamenii care în viață. Cred că trebuie să mai căuți, să mai cauți altă poreclă. Candidatul nu prea cred că mai corespunde. Să adaptezi. Au reprezentat ceva pentru mine. Nu discut din punct de vedere politic. Nu discut din punct de vedere politic. Ok. Deci am ajuns la Petromin. Am stat un an și ceva acolo. Între timp m-au numit și la șantierul naval Constanța. Eram reprezentantul FPS-ului acolo, adunarea generală a acționarilor. Și pentru mine acea perioadă, după care activam în politică, dar v-am spus, întotdeauna am căutat să nu fiu prima vioară, nu mi-a plăcut și nu-mi place. Vă place așa mai mult din spate? Îmi place să intervin atunci când se greșește. Dacă dumneavoastră considerați că asta este formula, poate că da. M-au chemat niște oameni politici foarte importanți. De la PNL? Foarte importanți atunci. Și mi-au spus așa. De la PNL? De la PNL, eram la PNL. Mi-au spus, fii atent. Da, atunci erau toți oameni politici buni. Trebuie? Nu erau nici trebuie atunci. Trebuie să mergi și să câștigi alegerile în voluntari. Nici atunci, nici pentru niciodată. Pentru că voluntarul este cea mai mare localitate din Ilfov. Și dacă câștigi alegerile în voluntari, vom putea să jucăm din punct de vedere politic altfel la Consiliul Județean. Pe vremea aceea era PDSR-ul care era PDSR-ul, foarte puternic. Da. Era Bebe Ivanović. Bebe Ivanović, da. Bebe Ivanović, da. Și PNL-ul mi-aduc aminte și eu din presă. Și PNL-ul nu reprezenta mare lucru în Ilfov. Iar eu așa, ca un militar disciplinat, mi-am spus, ok, am luat în serios, trebuie să mă pus să scriu ce am făcut atunci. Au trecut 23 de ani. Trebuie să mă pus să scriu. Apropo, niciodată, dar niciodată, pentru că s-au spus atâtea povești, nu am dat niciun leu pentru un vot. Bunul Dumnezeu mi-a martor. În schimb, am făcut cam tot ceea ce mă gândeam eu pe mare că aș face dacă aș fi pe uscat. Și am câștigat alegerile. Am câștigat alegerile din al doilea tur. Am, din 21 de consilieri, am luat 7. Și când am intrat în turul 2, eu n-având nicio experiență din punct de vedere administrativ, relația primar, consiliu local, absolut nicio. Au venit mai multe partide să mă sprijine în turul 2. Și am spus că nu, merg singuri. Unul, doi de pe lângă mine, care mai știa ceva de politică, mi-a zis, dom'le, totuși ar trebui ca să facem o alianță cu o majoritate. PC-ul, ce era pe atunci, cu PRM-ul, cu PDSR-ul, pentru că fostul primar candidase la APR. Și eu zis, nu fac cu nimeni, singur împotriva tuturor. Berbec. Și la propriu și la figurat. Confirm. Și am mers singur. Am câștigat alegerile. Doamne, că sunt eu rac și... Am câștigat alegerile. În turul 2, devastator. Dar după o săptămână, din 7 consilieri, am rămas cu 2. Nu știu, o săptămână, o lună. Pentru că atunci consilierii puteau să treacă... De la un partid, la altul, până se întâmplă nimic, da. Și am rămas din 21 cu un consilier, fostul primar, viceprimar, el avea 19 consilieri. Doar cei care sunt pe lângă mine vă pot povesti. Ce era? Ședințele de consiliu erau Posada, Verdun, dar la modul cel mai serios, nu fizic. Deci, bătaie fizic. Asta era. Primăria era o căsuță micuță care fusese retrocedată, pierdută în instanță. În fața primăriei era o băltoacă. Era o baltă cu broaște, cu... Am văzut și eu fotografiile. O parte importantă din voluntari, când ploua, le intra apa în casă
erau și zone aerisite. Să mai sunt și acum niște zone iar... unde se adună apă prin voluntari. Când plouă, o să vin să vă iau să vă arăt. Așa e, aveți dreptate. Aveți dreptate. Iancu Nicolae, vestită. La lac acolo, la lac acolo da. În permanență se adună când, apa, când trebuie scoase capacele. E canalizarea subdimensionată și când vine, pentru că, și am să vă spun de ce vine, pentru că vine din Otopeni. Să știți că eu când m-am mutat în zona asta Pipera Voluntar din București, deși nu vă plăceam absolut deloc și am spus-o public de mai multe ori, am apreciat ceea ce s-a întâmplat după ce am mutat, dar mai aveți multe de făcut. Foarte multe. Doamna Anca, haideți să vă spun, în voluntar sunt două românii. Este o România a celor care locuiesc în Pipera și o România a celor care locuiesc în voluntari. Corect. Cei din voluntari vechi au plătit 70-80 de ani imposte. Am arătat cum au putut ei. Eu provin dintr-o familie săracă. Sunt crescut într-o casă de paiantă. Tata făcea două camere din paiantă, mai făcea o cameră din chilpici. Aveam closetul în spatele curții și un puț american în față. Cei din Pipera, cărora le mulțumesc pentru faptul că s-au așezat acolo, pentru că așezându-se în Pipera, plătind taxe, impozite, au reușit să-i ridice și pe cei din voluntarul vechi, pentru că am făcut haiducie. Timp de 7 ani am luat bani din Pipera, am investit în voluntarul vechi. O secundă. Și acum investim masiv. Nu pot să masiv. Nu vă întreb asta. Vă rog. Cu banii ăia din Pipera da. Îi duceți pe cei din voluntari în pelerinaje și în Grecia. Și pe cei din Pipera. Și pe cei din Pipera? Categoric și pe cei din Pipera. De ce vă întreb? Pentru că sunt foarte mulți care stau în Pipera și care chiar dacă au posibilități, mai întreabă, domne, poate ar mai fi bună o grădiniță în plus în zona aceea, că nu toți își permit să meargă la grădinițele private. Avem sistemul. Școala, am văzut că ați făcut una nouă. Avem sistemul de învățământ. Sistemul de învățământ, evit să vorbesc la superlative. Nu avem piață în Pipera. Am făcut piață. Unde? Am făcut piață unde este cantina copiilor și piperenii vă pot spune din Pipera veche. Nu a funcționat pentru deloc. Pentru că n-a știut lumea. Am făcut piață ce? Am făcut autobuze. Am format, am piețe modificat volante. Autobuze, piețe volante. Și nu a mers. Să știți că eu n-am auzit niciodată că exista piață în Pipera și stau de 8 ani de zile acolo. Bunul Dumnezeu mi este martor. Acolo unde este cantina de la școala numărul 1 a fost piață și era în faliment. Da, mai candidat? Nu. Nu știu. Sincer, nu știu. Nu o spun acum. De ce vă întreb? Pentru că mi-ați spus mai devreme când erau copii aici că v-ați dori o viață foarte normală. Îmi doresc. Să fiți lângă copii, să puteți să vă bucurați de viața de familie. Doamna Anca, peste 3 luni de zile împlinesc 63 de ani. Mulți înainte. Eu când împlinesc o vârstă, la 3 luni după 63 de ani, spun că deja am 64. Am stat 13 ani pe mare, am fost copil fără copilărie, adolescent fără adolescență, pentru că eram în instituții militare, mi-am dorit să fiu liber și îmi doresc să fiu liber. Știți ce se întâmplă? Am trecut prin viață prin multe momente dificile. Am trecut pe lângă moarte sau moartea pe lângă mine de foarte multe ori. Prin furtuni, incendiu pe navă, nava fiind în mijlocul mării, neavând cine să vină să ne salveze, ne-am salvat singuri. Nu prea mai mă sperii. Credeți-mă, probabil că ăsta este marele defect al doamnei ca om politic. Pentru că are un soț ca mine. Și nu de puține ori s-a spus prin și se spune și ieșirile pe și care se spune avut, făcut că rău. Cel mai mare rău al omului politic Gabriela Firea este soțul ei Pandele. Niciodată nu am spus neadevăruri. Am spus ceea ce eu am găsit de cuvință. Dacă eram om politic, stimați telespectatori, o înfloream, le schivam, nu dădeam nicio declarație, dar sunt unul din cei mulți, milioanele,
care ne urmăresc la televizor. Cum e viața cu Florin Pandele? Pentru că deja spectatorii cred că și-au făcut o imagine, dar v-am văzut cu diverse postări, v-am văzut și la rugăciune, aveți în casă ca un altar, arată da. Și împreună cu copiii. E un obicei să faceți asta? V-am văzut și dansând când a fost atunci melodia aceea celebră. Jerusalema. Da. În diverse momente. Asta e viața voastră reală sau e doar pentru socializare, pentru paginile de socializare? Mă vedeți pe mine? Mă vedeți pe mine? Tocmai începuse și eu să spun ceva. Doamna Anca, abandonez. Mă vedeți pe mine că pot să fiu duplicitar, triplicitar? De-aia și am așa mulți prieteni. Cu mine sigur nu. Deci cu mine în emisiune sigur nu. Doamnă, de-aia și am așa mulți prieteni care, pentru că le spun în față ceea ce gândesc, poate să fie oricine. Nu jignim. Dar totuși lăsați-o pe Albinuță să răspundă, vă rog. Îmi aleg un alt tronsor. Și mă duc Deci cum e viața? Să vorbesc. Complicat. Așa înfuriat cum pare el. Nu este tot timpul așa. Acum s-au atins subiecte care îl macină și eu de asta sunt supărată pe el. Că încă îl mai macină. Și nu vreau să creadă cineva că mă consider a tot știutoare sau a toate știutoare. Dar vedeți dumneavoastră presa și anii de presă m-au călit într-un alt sens decât l-a călit pe el viața pe mare. El este un rup singuratic din toate punctele de vedere. Eu întotdeauna am lucrat în echipe. Și la ziar, și la televiziune, și la radio, dacă nu colaborezi cu producătorul, cu cameramanul, cu MCR-ul, toată lumea, nu poți să realizezi. La ziar cu tipografia, cu ceilalți colegi din redacție. Și pe mare sunt echipe, să știi. Și pe mare sunt echipe, dar tu ești obișnuit să fii comandant, să fii lider. Probabil și felul nostru de a fi. Dar el este acum afectat de ceea ce s-a întâmplat astăvară, de nedreptățile care sunt trăite de mine și resimțite de el ca soț al meu. Dar eu m-am obișnuit ca în politică să fie dublu limbaj, din păcate, mi-am dat seama de când eram încă în presă, să fie dublă judecată, ceea ce le este permis unora, altora nu le este permis. Apropo de București, da, s-a spus că iluminatul festiv era o greșeală, ceea ce făceam eu, iluminat festiv în București, că târgurile de Crăciun erau niște greșeli, că bani aruncați, festivalul, etc. Acum, concerte. Deci 3 ani nu s-a făcut nimic și acum, pentru că vin alegerile, am lăsat la o parte reparatul de țevi și traficul și poluarea și tot. Și ce se întâmplă? Poze și Facebook cu iluminat festiv, 2-3 beculețe, da, ne lăudăm cu asta, compania ilegală a lui Firea care le face, cu târg de Crăciun, micuț, scump, vai de capul lui, da, punem poze și ne lăudăm, acum nu mai e ceva greșit, din potrivă e ceva bun de fotografia și arăta publicului. Muzeul Copiilor, înființat în mandatul meu, acum ne ducem și ne facem acolo poze și ne lăudăm că uite ce este în București, etc. Dubla asta măsură. Întâlnirile și multe, multe altele care s-au întâmplat. Această dublă măsură este foarte dureroasă. Ceea ce mi se reproșa înainte mie, acum sunt ca și lucruri wow, ca și lucruri bune, vai de mine ce frumos e administrat București. Dar eu m-am obișnuit și eu sunt resemnată, de aceea avem tipuri de reacție diferite. Florin acasă, pentru că m-a întrebat, este cel pe care în anumite momente l-am lăsat să fie văzut și în spațiul public. Cred că avem o viață ca oricărei familii. În afara faptului că împărtășim credința și ne rugăm împreună, ținem post împreună, mergem la biserică împreună. Înțeleg că împreună. Tu i-ai îndrumat pașii către această zonă. Da, dar a fost receptiv, că doar nu l-am obligat, consensual. Uneori mai gătim împreună, suntem într-o permanentă comunicare pe parcursul zilei, chiar dacă muncim.
Ne place să dansăm, mergem la evenimente, avem foarte mulți fini. Cam cât și de botez, mulți și de botez și de cununie. 125, eu îi mai reproșez lui Florin că în ultima perioadă, pentru că este afectat de tot ceea ce s-a întâmplat, nu m-a mai invitat așa de mult la dans, la evenimente și spune, da, mă mir că ție ți-arde. Păi îmi arde, că în viață trebuie să le faci pe toate. Și sunt ca mama. Mama i-a plăcut foarte mult să danseze și îmi place și mie foarte mult să dansez. Deși acum, ca persoană publică, de multe ori poți fi judecat și trebuie să fii mai retras, mai potolit, mai tal. Nu cred că fac ceva ieșit din comun, să mă port ca toți ceilalți oameni la un eveniment. Da, deci dansăm împreună pentru că a fost acel clip. De asemenea, ne face plăcere să discutăm despre viitorul copiilor. Zian vrea să rămână în țară. David spune că ar vrea să facă facultate în afara țării și așa mai departe. Deja spune. Ne întâlnim cu copiii mari, de asemenea care au și ei problemele lor de viață. Tudor s-a căsătorit, al meu. Băieții lui la fel sunt foarte mari, la rândul lor părinți. O viață normală, de familie absolut obișnuită, dar într-adevăr sunt situații în care ne-am dorit mai multă intimitate, dar până la urmă este și alegerea noastră. Eu îi spun, cine ne împiedică, ca de luni, tu să-ți dai demisia, eu să-mi dau demisia, tu ai ce să faci, că ai făcut școală, ai experiență, poți să te ocupi de un lucru, de o activitate. Eu, slavă Domnului, am o profesie, n-am venit în politică de pe stradă, pot să fac ceva, să mă ocup de ceva. Profesor de limba română, jurnalist, nu știu, editor, orice, pot să îmi câștig existența și atunci, în câțiva ani, mai trec și, să spunem, urmele, ghilimele, celebrității și gata, intri în anonimat. Până la urmă, tu reproșezi publicului că ești cunoscut, dar noi am devenit cunoscuți prin prisma activității pe care consensual am avut-o. Nu, în sensul că reproșez indirect, nu cuiva anume, în sensul că simți ca o povară faptul că nu avem și noi o viață ca a oricărei persoane care nu are o meserie expusă. Dacă ar fi numai o secundă, dacă ar fi să dai timp înapoi, ai mai intrat în politică? Asta mă întreabă și Florin destul de des, ca să vadă cât de mare este gradul de reproș pe care îl am față de el, care mi-a recomandat că pot să intru în politică, dar eu nu-i reproșez și spun și de ce. Și nu e un lucru mare sau cuvânt mare pe care vreau să-l spun. Eu gândesc altfel. Gândesc că nimic în viață nu este întâmplător. Că nu ni se întâmplă ce dorim noi sau credem noi sau intenționăm noi. Că atâta vreme cât ne punem viața în palmele Maicii Domnului, ea ne ghidează pașii și drumul și ne inspiră și ajungem în anumite lucruri, avem anumite experiențe, întâlnim anumite persoane, învățăm din tot ceea ce ni se întâmplă, bun și rău. Sunt lecții în viață pe care le avem și dacă nu învățăm din ele, este greșeala noastră. Să înțeleg că încă n-ați luat o decizie. Nu am luat o decizie. Pentru viitorul amândorura până la urmă. Da, nu am luat. Răspunsul este afirmativ în sensul că nu am luat, dar mărturisim faptul și ești de acord să spun acest lucru, că ne gândim din ce în ce mai serios, mai profund și mai des ce avem de făcut anul viitor, pentru că există viață și înainte de politică, dar și după politică. Nu am intrat nici eu, nici Florin în politică la 24-25 de ani după facultate, în sensul că nu avem nimic în spate, sau la 30 de ani și să nu avem nimic în spate. Avem amândoi o profesie și putem să ne câștigăm existența. Nu moare nimeni dacă nu mai face politică și cred că putem fi util societății, pentru că eu nu m-aș vedea, de exemplu, apropo de întrebare, dacă aș ieși într-o zi din politică să mă ocup doar de persoana mea și de copiii mei și de soțul meu. Nu înseamnă că ar fi un soi de egoism. Până la urmă, cea mai mare dovadă de implicare în societate este, în primul rând, să ai grijă de familia ta, ca ea să nu devină într-o situație de a fi ajutată de stat și de familia extinsă, de comunitate. Eu m-aș vedea implicându-mă în continuare în viața socială, în sensul activității
voluntare, bineînțeles, nu ca și beneficiu financiar, în activități sociale, în anumite asociații, fundații, sprijin al copiilor, a femeilor, sunt implicată în, și sunt o activistă, consider că sunt o activistă pentru promovarea femeilor și pentru drepturile lor. Pentru că sunt puține femei din România care sprijin alte femei. Despre femei se spune de obicei că sunt mai invidioase unele cu celelalte, mai manipulatoare și eu mă bucur când văd femei că sprijină alte femei. Chiar și când le sprijină atrăgându-le atenția când ceva nu e bun, că nu trebuie să ne supărăm dacă primim o observație, că ne îndreptăm să fim receptivi inclusiv la critici. Și sunt, repet, fericită când văd femei din politică, femei din presă, femei din societatea civilă care sprijină alte femei. În continuare sunt foarte puține doamne care activează. Și vă spun părerea mea și de ce, și îți spun, și sigur ai și tu o opinie, de o femeie se lipește mult mai ușor o etichetă. Să știi că și eu mă gândesc către zona asta, pentru că și mie mi s-a propus să fac politică, nici nu vreau să aud de acest lucru după 20 de ani. Așa spune și Gabi. Dar n-aș mai lua-o zona, de la capăt. Zona aceasta de femei, da, mă atrage foarte tare și mă gândesc foarte serios.